Îmi dai un prosop! Ia! Mulțumesc! Poate o bombană? Luca, l-ai aruncat pe jos! M-o trimis mama la capre, m-o trimis mama. Pe ce te be, ale, ale, ale. Mărul lui Cilian Mbappé. Cilian Mbappé, Ciprian. Ciprian Mbappé. Ale, ale. Ale, ale. Ale, ale. Mami, mă doare capul! Ah, mami! Uite-te ce pot face, uite! Uite, rotite, rotite! Ai văzut? Ai văzut? Mbappé! Ui! Nu mi-a ieșit, stai! Mereu și o scoateți, că voi sunteți mami și tati. Tati! Vine tati! Unde-i? Mbappé! Te uiți? Te uiți? Tati! Tati, te uiți? Rotită, o dau acum rotită. Nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit. Ai văzut? Ai văzut? Da, da. Ai văzut? Da. Iac! De ce spală de pământ? Tu de acolo! Ce faci acolo? Tati! M-a usturat mâna! M-a usturat mâna! Cred că m-a mușcat ceva! M-a mușcat ceva! Auzi, m-a usturat mâna! Mă plictisesc! Ăsta-i a meu! Ăsta-i a meu! Eu m-am pus prima! Eu m-am pus... Mami! Mami! Mami, Victor, nu mă lasă în pace! Victor, lasă-l în pace! Mami! Școală și Vlăduțu scris Cilian Mbappé, Cilian Mbappé, Cilian. Mami! La 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 la. Victoria răcântă. La 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 la. Ni, ni, ni. Ni. Duc. Duc-e. Nu-i vina mea! Victor, m-am bolescat! Nu-i vina mea! Hai să-ți arăt ceva, hai! Hai, repede! Mă doare! Cred că trebuie să mă duci la spital!
Hai repede! Hai pe tare! Au! 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 Mi-a intrat ceva în picior, mami! Nu te că tu numai ce faci! Ciprian în pape. Leole. Taci odată, cămătoricacu. Fecete, ale. Suntem în deplasare, rupe picioare. Fecete, ale. Iar vă spui papa mie. Așa că tati. M-o trimis mama la capre, m-o trimis mama. Ale. Marul Cilian în pape. Cilian în pape, Ciprian. Ciprian în pape. Nu pot, dar îmi duc numai cu bota. Hai să luăm un tovleac. Nu-i voie, că nu-mi ia lasă mami. Singura! Dar ăla era locul meu! Ăla e locul meu! Cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare! S-a pus în locul meu! Lasă-mă! Mami, nu mă lasă! Mami, Victor a făcut mizerie! Cilian în pape, Ciprian în pape, ale, suntem în deplasare! Cum e ăla? Ce se fă pe ale? Ale. Și ăștia au fost copiii noștri în 5 minute. Mami, mă doare capul! Mami! Mi-aduci niște apă? FCSB, FCSS, ale, acasă ta de plasare, călcă toată în picioare, hei! Ale, mă doare capul, mami, Sofi, merem să facem ceva. Mami, îmi dai niște apă? Vreau apă, mami, mă uda! Aaaaaah!
viteze. Ți rupe picioarele de ce jos din corcoduș. Nu, no, e ok. Da, foarte frumos. Special. Foarte special. Nu cred că m-am mai urcat în copac din câțiva zeci de ani. Zeci de ani? Dar câte decenii ai tu, pompticior? 2, 3. Astăzi e ziua Andrei, 7 septembrie. La mulți ani, dragă. Ai făcut un spectacol de zile mari. Asta nu a fost suficient. Ba da. Nu v-am arătat cum e să stea cineva să se uite la voi. Voi râdeți că ne vedeți pe noi ca doi handicapați. Dar eu am înțeles, dar voi sunteți copii și trebuie să și ascultați de părinți. Când v-am spus, nu mai faceți exact lucrurile alea. Voi cum ați terminat de ascultat, ați dus și ați făcut același lucru. Victor! Și cu tine vorbesc și cu ei, cu amândoi. Știu. Dar am stat și am discutat. Ce vreți să... Ce mai pot face mai mult? Dacă eu am spus că nu mai vreau să văd certuri între voi. Nu e ok să vă mușcați, să vă bateți, să vă aruncați unul peste celălalt non-stop. Că eu psihic nu mai pot. Deci la voi trebuie să vi se tăie de lucru într-una, să nu aveți timp să vă odihniți, ca să nu începeți să vă bateți. Sofia, du-te o carte în mână și citește. Victor, și tu ți iei o carte în mână și vii afară și citești. Cu voce tare citești la mami. N-am timp cu voce. Deci nici să nu te aud. Mami, nu știu unde mi-e cartea. Nu. Caută-o. Iubire, lasă că să pun copii acum la citit și să vezi ce liniște o să fie. O să-ți vină să plângi de dorul lor. Hai să ne împachetăm și să mergem. O să zici, oare unde mi-s copii? Oare ce fac copii? De ce e atâta liniște? O să zici. Niciodată nu mă întreb de ce e așa multă liniște. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat. Deja... Niciodată nu mi s-a întâmplat să zic, oare de ce e atâta liniște? Ce? Ce te-o spus? Mame, uite! Vrei să vezi cum am stat până la... Ce? Nu prea vreau să văd. Vrei un șut. Deși când îi zici că nu vrei să vezi, e ca și cum l-ai lovi așa cu o bâtă, știi? I-ai dat una, pac! Dar de ce nu vrei să vezi? Nimic din ce fac eu nu-i bun. Te-am dezamăgit în viață. Nu fac fața asta când fac prostii și știu că fac prostii, dar fac fața asta când nu vrei să te uiți la o măgărie pe care o fac. Asta e. Oh, ce dezamăgire. Hai la mine, Victor. Pune aia jos. Au. Ia-ți perina aia, du-ți-o mai aproape. Și pune-te și citește. Da, i-a ajutat-o. No, și ce-i că numai pe o parte e ură. A zis, ia-o. Nu juca fotbal cu ea. Citește. Bun.
Scoate-i, te rog frumos, grebla și pune-l să greblezi acolo unde ai cosat. Dar vreau să citesc în gând. Nu, citești mie, cu voce tare, că în gând nu citești, numai te prefaci că citești. Te aud. Vrei să-ți citesc? Da. Stinge camera atunci. Bine. Dragilor, ați văzut o comparație între comportamente de copil interpretat de părinți și comportament de copil interpretat de copil. Am ajuns la un punct în ziua de azi în care deja n-am mai putut. Am zis, hai să le arătăm la copiii ăștia cum se comportă ei așa, dar lor li s-a părut amuzant. Deci, practic, n-am reușit să le demonstrăm mare lucru decât că ce amuzant suntem noi. Dar adevărul e că atunci când copiii se comportă așa o zi întreagă, zi după zi, non-stop, și ne bucurăm că mai și dorm din când în când, ei, totuși avem un pic de pauză. Dar total, copiii noștri sunt foarte cuminți și trebuie să spun că sunt foarte cuminți. Dar acesta este un semn, cel de exteriorizare și își permit să facă orice pentru că se simt în siguranță să facă treburile astea și știu că pot să le facă. Pentru că un copil abuzat bine nu și-ar permite să facă toate lucrurile astea. Noi vă salutăm și vă dorim liniște, liniștea pe care noi nu o avem în momentul de față. Nu uitați să ne scrieți în comentarii experiențele voastre cu copiii și ne vedem pe data viitoare. Nu uitați și de like și subscribe și share și toate câte sunt acolo. Ne ajută! Pa, pa! Și acum încep 2 ore de lectură liniștită. Doamna! Cât o citi copilul ăsta, uite-te, tu deja a dormit. O, dar pe, nu te pune nimic la somn cu te pune o carte bună, așa, Victor? Nici urând n-am citit și mă somn. Bietul de tine, cât să ție de greu, măi, eu nu știu alții cum supraviețuiesc în lumea asta.